Odată cu venirea primăverii, protecția plantelor are un rol important. Pentru a face o analiză riguroasă a stării generale fitosanitare în care se află culturile agricole, trebuie, în primul rând, să se efectueze cercetări pentru a depista speciile nocive și gradul de dezvoltare și răspândire. Ulterior, pe baza datelor colectate, se vor efectua măsurile de combatere a acestora. Urmăriți un material al colegilor de la AgroTV Moldova. În acest sens, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu un șir de recomandări. Astfel, în această perioadă, pe câmpurile de păioase, rapiță de toamnă, lucernă, livezi, se va menține sporită populația murinilor. Prin urmare, efectuarea oportună a măsurilor de combatere va diminua considerabil nocivitatea acestora. Din a doua jumătate a lunii martie va începe ieșirea din sol a gândacilor polifagi și popularea culturilor prășitoare de aceștia, nocivitatea cărora în unele focare se prognozează sporită, în special pe vreme uscată și caldă. Odată cu încălzirea solului, va începe ridicarea sârmarilor în stratul superficial al solului, care vor ataca semințele în germinare, plantulele răsărite la culturile prășitoare, legumicole și cartofi. În scopul protecției culturilor de sârmare, se recomandă de semănat cu semințe tratate, iar concomitent cu semănatul culturii respective, prin încorporare în sol, se vor utiliza insecticide granulate. Tot în această perioadă, culturile prășitoare, precum și legumicole, pericol va prezenta larvele buhelor de sol. Acestea rod frunzele inferioare sau rătează plantele de la colet, lăsând cioturi. La păioasele de toamnă va continua nutriția larvelor gândacului ghebos, în special pe semănăturile slab înfrățite, unde o parte din larve sunt de vârsta inferioară. De aceea, după ce se vor efectua controle fitosanitare, ce va permite stabilirea numărului de larve existent în sol, la depistarea dăunătorilor se va efectua tratament cu un insecticid omologat la cultură. Luând în calcul că păioasele după iernat sunt slăbite, acestea în primul rând trebuie asigurate cu hrană, iar odată cu fertilizarea se aplică și erbicide împotriva buruienilor. Dintre cele mai frecvente boli în condiții cu oscilații bruște de primăvară, după topirea zăpezii, se pot menționa mucegaiul de zăpadă, putregaiul rădăcinii și tulpinii, în special pe terenurile joase și umede, dar și făinarea. În scopul diminuării nocivităților bolilor, se va efectua fertilizarea completă echilibrată a semănăturilor, prin care crește rezistența plantelor la boli și boronitul de primăvară. Totodată, la depistarea a peste 10% de plante afectate, la începutul împăierii de efectuat tratament de corecție cu produse sistemice în complex cu cele de contact omologate la cultură. În livezi, în scopul diminuării sursei de infecție, trebuie continuat tăiatul pomilor și eliminarea ramurilor afectate, defrișarea pomilor pieriți, precum și curățarea, tratarea rănilor ulcerate, a altor leziuni a tulpinilor și ramurilor de schelet. În livezile tinere de toate speciile, în primul rând amplasate pe panta de sud și sud-est, trebuie finisat văruitul tulpinilor și ramurilor principale cu lapte de var de 20%, cu adăugarea a 3-4% sulfat de cupru, fapt care va diminua acțiunea negativă a oscilărilor bruște de temperatură ale aerului pe coajă și lemn. Livezile de specii sâmburoase în această perioadă trebuie protejate de boli. Va stopa dezvoltarea complexului de boli, efectuarea tratamentelor înainte și după înflorire, cu fungicide omologate la cultură.